Reprezentanții instituției Protecția Consumatorului au oferit mai multe sfaturi cu privire la lucrurile la care cetățenii trebuie să fie atenți atunci când au de gând să cumpere o locuință nouă. Comisarul șef din cadrul Comisariatului Regional Protecția Consumatorului Regiunea Submuntenia Ploiești, inginer Ion Iordăchescu, a publicat pe rețelele de socializare mai multe sfaturi pentru cei care își doresc să achiziționeze o nouă locuință. Aceștia vin cu câteva săptămâni înainte de începerea noului an. Astfel, potrivit acestuia, este important să solicitați dezvoltatorului să vă pună la dispoziție actele de proprietate ale terenului pe care s-a edificat construcția, autorizația de construire și procesul verbal de recepție finală la terminarea lucrării. Certificatul de atestare a edificării construcției, precum și actul de apartamentare în urma căruia a rezultat unitatea locativă. În cazul în care alege să încheiați mai întâi o promisiune de vânzare, trebuie să vi se pună la dispoziție un extras de carte funciară pentru informare, pentru a lua la cunoștință de eventualele sarcini în care grevează imobilul. Totodată, trebuie să știți că există posibilitatea notării promisiunii de vânzare în cartea funciară, cu acordul părților. Verificați finalizarea și funcționarea branșamentelor la utilități. Verificați cartea tehnică a imobilului în care apar detalii tehnice de execuție, materiale utilizate, nivel de calitate, precum și alte aspecte de natură tehnică. Verificați clasificarea imobilului din punct de vedere al eficienței energetice, citind mențiunile din cuprinsul certificatului de performanță energetică a clădirii. Verificați garanția oferită de dezvoltator și condițiile de acordare a acesteia, precum și menționarea acesteia în contractul de vânzare-cumpărare. Informați-vă cu privire la existența și cuantumul eventual costuri suplimentare pentru administrarea suprafețelor și facilităților comune, aspecte care ar putea fi menționate în contractul de vânzare sau în regulamentul de ordine interioară, după caz. Relatează Antena 3.ro.